Salutare și bine m-am regăsit pe canal. Revenim cu un nou video din voliera plumbeilor. În acest moment filmăm un mascul roșu superb, cu o coadă foarte mare, cu un diametru mi se pare de 36 de centimetri, dar pun pe pauză și revin când încerc să-i măsor coada. Da, nu reușesc să fac asta de unul singur. Are un diametru de 36 de centimetri, l-am măsurat. Foarte frumos, foarte bun. Avem pămure și aici pe fundal. Astăzi vor pleca 7 păsări din volieră. Acești doi încălțați, acest indian, acest almond, acel kite, două femele și încă două femele de indian. Parcă 7. Ar trebui să fie. Așa. Aici, la femeluțe, treaba e bună. Astăzi am deparazitat femelele și masculii. De fapt, am deparazitat pe toți. Le-am pus picături pe ceafă. Așa. Nu vrea să vede bine ce din cauza luminii. Nu prea e lumină. Păsările se prezintă bine. Le-am făcut amestec chiar de mâncare. Le-am adăugat usturoi în mâncare pentru deparazitare internă. Îi ajută și la imunitate. O să începem sezonul cu 15 perechi de volta linie 9, 15 perechi, ținând cont și de aceste două femeluțe, acele mingiuțe. Așa. Luna următoare vom face și al doilea vaccin împotriva salmonelei și paramixovirozei, iar după vom băga păsările pe boxe. Sper ca să reușesc să fac aici modificările pe care mi le-am propus. Acum rămâne de văzut. Masculii se prezintă foarte bine, sunt foarte puternici. Am aruncat astăzi câțiva masculi în partea cealaltă la femele, să văd cum reacționează, să văd cum se prezintă. Femelele sunt dornice de masculi. Masculii își arată clasa și domină femelele foarte rapid. A, uitați, acea femeluță de indian astăzi va pleca, la fel și ea foarte dornică de pereche. Nu. Și asta la fel. E pereche cu ăsta în moment de față, dar nu vor rămâne așa pentru că astăzi va pleca și ea. Vom rămâne cu un efectiv de 40-41 de păsări, ceva de genul. Vor fi 30 de voltați linie 9, după aia 3 perechi de indieni, deci încă 6-46, un mascul indian pe plus 47, nu, 37, am greșit eu. Încă două perechi. 7.41. 41 de păsări vor rămâne în volieră. Trebuie să mai aduc o femelă de indian pentru masculul almond. Și cam astea ar fi perechile. În mare. Așa. În proporție de 60% perechile le-am gândit deja cam cum vor veni fiecare, dar rămâne de văzut și atunci cât de repede vor cere și ele la pereche, cum se vor accepta. Sper să mai aduc o femelă de linie 9, pentru că masculul pe care îl am afară, ăsta va rămâne cu două femele, iar
Așa o să rămână un mascul pe plus, neîmperecheat. Și dacă îmi rămâne un mascul pe plus, trebuie să mai aduc o femelă. Dar se rezolvă. După cum se poate observa, păsările se prezintă foarte bine după primul vaccin. A trecut aproape săptămână. Ba nu, fix o săptămână. Fix o săptămână a trecut de când i-am vaccinat. Păsările se prezintă foarte bine. Ia uitați, masculii, cât de activi sunt. Adică eu sunt aici, n-au nicio problemă. Ia să vedem. Să luăm pe acesta și să-l băgăm pe ăsta. Nu l-am băgat astăzi la femele. Să vedeți femelele cât de repede vor veni la el. Acum depinde. Astăzi când am băgat masculii, au venit rapid toate femelele către mascul. Acum nu prea mai sunt nici ele așa dornice. Dar nici el nu își face simțită prezență. Da. El s-a pus să mănânce, n-are treabă. Băgăm al mascul, care astăzi a făcut show între femele. A, uitați-l. Mascul de anul trecut, fiul buburuzei. Iar tatăl său este un almond, un alb cu vreo două pete galbene provenind dintr-un almond. Uitați-l. Și-a făcut simțită prezența. Gata. Ia să vedem o calcă. Mai avem aici încă doi masculi băgați, galbenul care deja s-a împerecheat cu galbena. Și